se reface. Coarta. Da, se reface. Nu știu, dacă tot vin și îi juc aia, repetat. Specialiștii Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice Brașov, alături de reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului Gorj, efectuează tratamentul de combatere a cancerului castanului prin injecții făcute în scoarță. Operațiunile sunt complexe și se desfășoară în zone greu accesibile. Planta mamă din dreapta este uscată în procent de 95%, urmând a fi extrasă, da? Da. Viitorul e reprezentat de lăstari. Trecem la operațiunea de acoperire. Proiectul finanțat din fondurile europene are mai multe componente, iar cea mai importantă este reconstrucția ecologică a 60 de hectare de pădure de castan, atât prin tratamente cât și prin plantări, care se vor face pe o suprafață de 25 de hectare afectată în totalitate. În momentul de față se fac injecții în scoarța castanului pentru a eradica ciuperca dăunătoare. În prezent desfășurăm o activitate deosebit de importantă și anume aceea de tratamentul cancerului la castan. Este unul din obiectivele principale pentru care acest proiect a prins viață, pentru care Uniunea Europeană ne-a dat o șansă de a păstra la nivel național acest habitat care este pe cale de dispariție. Partenerii noștri, care sunt reprezentanții casului Brașov, deja au început în pădurile ocolului silvic Tismana tratamentul cancerului. Până la urmă, activitatea este una extraordinară, este ca și când ai reda viață oamenilor, este la fel ca și un tratament uman, constă în aplicarea injectabilă a unui component biologic în scoarța castanului. Elisabeta Juveloiu consideră că proiectul este o șansă pentru rezervația de castan de la Tismana. Am participat împreună cu echipa ICAS la această activitate. Mi s-a părut de-a dreptul extraordinară, așa cum spuneam la început, ca și când ai dat viață din nou unui om. Este șansa ocolului silvic Tismana de a păstra în continuare acest habitat, dar nu în ultimul rând a proprietarilor din zona Tismana, Peștișani, Padeș, care pentru ei reprezintă, pentru o parte din familie, reprezintă o sursă de venit, are și un impact social. Proiectul Managementul Conservativ al Habitatelor Nordul Gorjului de Vest are o valoare de 2 milioane de euro și se va derula pe o perioadă de 5 ani. O altă componentă a proiectului este realizarea de investiții pentru atragerea turiștilor prin amplasarea de panouri turistice și înființarea de centre de informare la Tismana și Padeș.